Ruchițele care au o margine subțire pe lângă gât. Și la care nu putem băga cu acul de siguranță un jnuruleț sau un elastic rotund. Folosim o agrafă de păr la care îi îndreptăm aici, de obicei are în sus agrafa de păr, vârful ăsta. Îl îndreptăm în jos, da? Băgăm elasticul rotund în agrafă. Facem un nod la elastic la capăt ca să nu treacă prin. Acesta e spatele, da? Crestăm puțin aici. Deci crestăm la baza cusăturii. Niciodată aici. Cu agrafa băgăm ușor, trecând de cusături. Aici la cusături e mai greu. Am ajuns aici, tot așa crestăm la baza cusăturii, să scoatem agrafa. Deci în loc de ac de siguranță, pentru că nu are loc prin tighel, că e foarte mic, da? N-ar avea loc acu de siguranță, deci folosim o agrafă de păr. Agrafa de păr înlocuie cu succes da? Am făcut un noduleț aici un ac cu semn ușor. Nodulețul, înainte de nodulețul respectiv, dar nodul să-mi rămână în afară. Ultima dată întăresc de cealaltă margine, ușor, așa. Apoi trecem din partea cealaltă de nod.
prinde marginea respectivă a elasticului, da? Pentru rochiile prea decoltate, care ni se par că sunt prea decoltate și vrem să le ajustăm puțin ca să nu mai intrăm la mașina de cusut sau altceva. Deci luăm un elastic rotund și băgăm pe bentiță, pe... Da? Acum tragem și aici partea cealaltă de elastic. Îl tăiem de aici. Îi facem un nod. Și procedăm ca în partea cealaltă. Dacă e nevoie și la spate, se bagă de aici. Da, eu n-am avut nevoie la spate. Apoi trecem dincolo de nod și întărim și aici capătul de la elastic. Ușor, ca să nu se vadă partea cealaltă. Întărim ușor așa. Și astfel am băgat, da? Nu se mai întinde, deci nu se lasă, pentru că elasticul acela rotund ține frumos marginea. Nu mai trebuie cusută, pentru că el se așează. Astfel am obținut ceea ce îmi doream. Să nu se întindă, să nu se lase.